Bună ziua! Astăzi vă vom prezenta personalizarea unor pixuri metalice prin procedeul de marcare cu fiber laser cu ajutorul echipamentului Voyerm 50W. Avem grafica pregătită în software-ul cu care lucrează acest echipament SCAD. Avem sigla Anemona.com pe care o vom personaliza, după cum vă spuneam, cu marcare laser pe aceste pixuri metalice. Ok. În acest moment am început marcarea primului pix. Ok. Este deja gata. Sigla Anemona.com. Îl vom îndepărta și vom merge mai departe. Avem câteva pixuri pregătite pentru a le personaliza. Le așezăm cu ajutorul, se poziționează practic cu ajutorul luminii roșii, care ne indică exact unde va fi marcată grafica pe care dorim noi să o realizăm. Ok, gata și al doilea pix. Odată ce avem obiectele de personalizat, în cazul nostru pixurile metalice pregătite, capacitatea de producție este una sporită. Se poziționează. Ok. Pentru mărirea capacității de producție se poate de asemenea realiza și un șablon, astfel încât poziționarea pixului pe masa de lucru să fie mult mai rapidă. Și în acest sens se crește și capacitatea de producție. Ok. Bun. O să filmăm un pic și de aproape pentru a vedea rezultatul. Încercăm să focalizăm. O să vom reveni și cu niște poze. Perfect. Vă mulțumim frumos pentru vizionare și ca de obicei vă așteptăm pentru mai multe detalii pe site-ul nostru www.anemona.com.ro.